Aici menținem toate materialele pe care noi le folosim în fabrică. Este magazia mare, nu este magazia din care operatorii mașinilor de ambalare și-au produse. Avem o altă zonă care este o zonă intermediară. Banderole, rolele mai mici sunt cele pe care le transformăm în capacele. Asta ca să echilibreze producția lor sau doar pentru, cum spuneați, că e mai bun al nostru? Ce? Faptul că iau ei țările astea care le-ați enumerat să-și echilibreze producția sau... Capacitatea fabricii de a produce și de calitatea pe care poți... Calitatea, deci. Calitate constantă, cantitate constantă, pentru că în momentul în care o piață din Franța vin și cer un produs, nu cer 2 tone, 3, cer de la 60 de tone, 70 de tone, 100 de tone. Și atunci tu, ca și fabrică, trebuie să ai posibilitatea să dai constant aceeași cantitate. Nu poți să le livrezi într-o săptămână 60 de tone, iar în următoare să le spui nu am suficient apă, nu poți să te acopăr. Pentru că ei vor rămâne fără produs de piață, ceea ce înseamnă că anumite magazine îi pot deschide de lista.